Am văzut cum stă treaba în prezent și în viitor cu apa potabilă în județul Galați. Viitorul e plin de apă potabilă și pentru o zonă din Maramureș. Mă refer la comunitatea din Valea Chioarului. Într-un comunicat al prefecturii județului se anunță propagandistic următoarele: 20 de milioane se pun la bătaie pentru sistemul de alimentare cu apă pentru trei localități din zonă. Termen pentru deschiderea robinetului 2020 era noastră, bineînțeles. Pentru realizarea obiectivului de investiții, sistem de alimentare cu apă și canalizare în satele Curtuiușu Mare și Vărai, din bugetul Ministerului Dezvoltării, s-a alocat suma de peste 13 milioane de lei. Un al doilea proiect, care a primit o finanțare de 1 milion și jumătate de lei, este cel privind construirea a două poduri pentru Bârsău, în localitatea Valea Chioarului. Cel de-al treilea proiect semnat a fost pentru obiectivul de investiții sistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Fericea din comuna Valea Chioarului. Valoarea totală a acestui proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală este de peste 6 milioane de lei.